bicicleta Leta, cu formidabilul ei instinct al amenințărilor de tot felul, îmi arată dis de dimineață un pericol ce pândește lumea. Adică își lasă pompa să cadă în dreptul unui chioșc din Piața Veteranilor, lângă o ceată pribegită. Copiii săraci și sceptici ai plebei proletare fumează și scuipă gros și violent pe asfalt. Îmi fac de lucru la bicicletă pe lângă cei 6-7 bărbați. Bă, ai dracu, hoți, parcă le dă mâncare. S-a făcut 1000 de lei râma, ufnește unul. Ce vorbești, fratele meu? Eu am luat aseară cu 3000 râma de pe apusului, sare altul. Omul scoate din geanta de pe umăr o cutie și o răstoarnă pe ciment. Întinde grămăjoara de pământ cu palma și începe să culeagă râmele una câte una. Ahitice, bre, nici nu intră pe ac. Una, două, trei, uite, asta are și urechi. 9, 10. Poftim. Și am dat 30.000 pe ele. E aproape pustie piața, doar niște umbre de câini înnoată prin laptele neoanelor. Vine mașina cu râme, strigă un bătrânel. Grupul se agită, se adună ciotcă lângă Mercedesul alb și tropotește mărunt de nerăbdare. Din mașină se extrage o femeie pe cale să devină cât Rusia. Azi n-avem râme, aruncă ea deznădejdea peste pescari. Până acum mi le dădea cu 500.000 chila, lămurește femeia. Azi râmarul mi-a cerut 600 și n-am vrut să-i dau atât. E un hoț, pune mai mult pământ. Bărbații îi țin partea vânzătoare, înjurându-l pe rapacele furnizor de râme. Putul încur pe măsa, doamnă, zice unul. Nu se mai găsesc râme, oftează altul. Da, nici pe malul apei nu se mai găsesc. Sap, sap și nimic, întărește altul. La mine, la țară, în gunoi, nici o râmă. Bătrânelul își ridică vocea peste toți. Bă, râme e peste tot. Iese singure când plouă. Ăștia își bate joc de noi. Taci, bre, neatel. Nu se mai găsesc, bre, râme. Când erai matale, mic, erau râme peste tot, din alea frumoase, săturai un șalău la un cârlic. Dar acum nu mai sunt, bre. E de la ecologie. Bătrânelul murmură nostalgic. Ce vremuri, domnule! Ce râme! Unul spune că nici în Italia, când lucra acolo, nu prea se găseau râme. Nici în Spania. Crescătorii rup râmele tot mai des ca să se înmulțească, râmele nu mai apucă să crească și sunt tot mai mici și mai scumpe. Cu 3 râme anorexice îți iei o pâine. E o criză de râme pe plan mondial.